Cu președintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan nu a făcut prea multe comentarii cu privire la candidatul propus de PSD, dar i-a făcut o recomandare liderului social-democrat Nicolae Bădălău. Ar trebui să se ocupe ca domnul Barbu să nu fie tot în concediu în timpul campaniei electorale, a declarat Gheorghe Ștefan, făcând referire la plecările frecvente ale primarului municipiului. Am constatat la ultimile 3 conferințe de presă, unde ar fi trebuit să fie lângă noi purtătorul de cuvânt al PNL Giurgiu, că datorită faptului că domnul Barbu nu e prezent la primărie, domnia sa, domnul Popazu, că la dânsul mă refer, rămâne sergentul de serviciu la primărie. Deci domnul Bădălău să gândească foarte serios dacă domnul Barbu va fi pe aici în campanie electorală. În ceea ce privește candidatul PNL la funcția de primar, liderii organizației liberale au reîntărit decizia desemnării acestuia potrivit criteriilor deja anunțate. Ei au reconfirmat faptul că în toamna acestui an urmează să efectueze o cercetare sociologică în acest sens.